Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, în parteneriat cu agențiile similare din Brăila, Galați și Iași, cu Societatea Comercială RU Europe SRL și Centrul de Studios Infer Spania, implementează pe o perioadă de 18 luni proiectul Job Finder, formare, informare și asistență în dezvoltarea carierei și reintegrare profesională. Partea inovatoare a acestui proiect este componenta de expunere vizuală, care oferă o platformă e-assistance cu servicii de orientare și consiliere profesională online, alături de serviciile de mediere a locurilor vacante, gestionate printr-un portal web pentru găsirea unui loc de muncă. Platforma și portalul oferă posibilitatea înregistrării cererilor și ofertelor de muncă, informații legislative și oportunități de deschidere a unei afaceri proprii, noutăți despre desfășurarea cursurilor de formare profesională. Alături de meseriile cunoscute deja pe piața locală a muncii, proiectul oferă posibilitatea calificării în profesii care diversifică aria ocupațională a planului de formare al agenției. Este vorba de cursuri precum cele de peisagist, floricultor, babysitter sau lucrător în creșterea animalelor. Creșterea mobilității ocupaționale a grupului țintă este una din prioritățile atelierelor de dezvoltare personală și creștere a stimei de sine, precum și atelierelor de stimulare a antreprenoriatului organizate în cadrul proiectului. Care este stadiul în care se află acum proiectul? Am aflat de la purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava. În momentul de față suntem în faza de contractare a serviciilor de formare profesională. Până la sfârșitul anului va începe deja cursul de brutar. Sunt și cursuri în meseriile de babysitter, meseriile de manicurist, peisagist, floricultor. S-a încercat și o diversificare a gamei de cursuri de formare profesională pe care le oferim prin proiectul acesta. Deci căutăm să intervenim cu elemente noi, cu noi instrumente pentru ca să creștem șansele de ocupare a celor care sunt în situația de a nu avea un loc de muncă. Și spuneam, serviciile integrate se referă la informare și consiliere pe o platformă online pentru cei tineri. Știm că este limbajul pe care ei îl preferă. E vorba și de informații pe care ei le pot obține pe platforma online și mai e vorba și despre cursuri de formare profesională pe care le oferim grupului țintă și despre portalul pe care îl vom pune la dispoziția tuturor celor care vor căuta în județul Suceava un loc de muncă. Și portalul ăsta își propune să întâlnească online cererea cu oferta de forță de muncă, adică și angajatorii să-și încarce ofertele și cei care n-au un loc de muncă să-și poată posta CV-urile. Și în final am dori ca să facem și o mediere completă, adică să-i întâlnim într-o bursă pe toți cei care i-am cursat în acest sistem integrat și le-am oferit și ateliere de creștere a stimei de sine, pentru că de multe ori s-a văzut că nivelul profesional și nici măcar cursurile de calificare pentru o parte din șomeri nu au fost suficiente pentru ca să se soldeze cu ocuparea unui loc de muncă.